influența asupra oamenilor de rând și nu numai. Am beneficiat de toate lucrurile materiale pe care poate să și le dorească un om. Nu vorbesc cu bucurie despre aceste lucruri, ci vreau să spun și eu, ca și fratele nostru Pavel, le-am pierdut pe toate ca să-L câștig pe Hristos, slăvit să fie Domnul. Provin dintr-o familie de oameni ortodoxi, oameni care nu au avut nicio treabă cu pocăința, oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu decât de pe buze. În anul 2007, după ce am terminat campionatul național de ATV-uri, ca și campion al României, au început niște dureri de spate groaznice și credeam că am o hernie de disc, mă durea foarte tare coloana și șoldul drept, am început să umblu pe la medici, în stânga și în dreapta, nu s-a găsit nicio soluție. I-am spus că nu am nimic, că este doar o hernie simplă și așa mai departe. În anul 2009, după căutări și căutări, am auzit eu că la pocăiți în biserică se întâmplă ceva. Am auzit că acolo Dumnezeul pocăiților vindecă. Slăvit să fie Domnul. Și m-am auto-invitat și eu să văd ce se întâmplă la pocăiți. Că și eu, ca și Saul, pot să spun că eram un prigonitor al Bisericii lui Iisus Hristos. Vorbeam urât la adresa copilului Dumnezeu, pentru că lucram din neștiință, nu cunoșteam aceste lucruri. Dar Domnul, în mila și în îndurarea Lui, a privit și către mine un păcătos, un netrebnic și m-a răscumpărat de acolo și acum să mă ajute Dumnezeu ca să pot să ajung și eu în cer în acea zi, împreună cu dumneavoastră, cu toți cei care suntem în locul acesta. Slăvit să fie Domnul! Așa m-am autoinvitat în biserică la Elim și după 4 zile de evangelizare, când s-a făcut chemarea acolo la evangelizare prin cel care vestea cuvântul lui Dumnezeu de la altarul lui Dumnezeu în ziua aceea, am ridicat și eu o mână sus și am zis așa, de astăzi înainte mă pocăiesc și eu. Vreau să rămân cu oamenii ăștia care se plin de bucurie. Vreau să rămân cu oamenii ăștia de astăzi, nu mai plec niciodată de aici, aici voi veni fiecare zi. Și mărit să fie Domnul pentru toate. Din ziua aceea a început pocăința pentru mine, din ziua aceea Dumnezeu a început să lucreze, la câteva zile după aceea mi-a pus un fermoar pe gură și de atunci niciodată în viața mea n-am mai putut să scot un cuvânt urât, pentru că scoteam foarte multe cuvinte urâte, foarte multe înjurături, așa cum este în lume, dar din ziua aceea niciodată slăvit să fie Domnul. Asta este puterea lui Iisus Hristos, fraților. M-am dus acasă și am spus soției că m-am pocăit, mi-a spus așa, tu te vei duce cu pocăiții tăi și eu o să merg cu ortodoxii mei. Pentru că nu mai avem nimic în comun. Eu voi rămâne cu copilașul și tu te vei duce cu pocăiții. M-am întors înapoi la marea familie. Suntem o familie unită. Așa zice cântarea. Să ne ajute Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Și că m-am întors, frații știau deja despre uneltirile diavolului. S-au rugat unii dintre ei din biserică cu care aveam așa o părtășie mai apropiată, cu care mă cunoșteam, fiind și o biserică mare, și Domnul a răspuns. S-a întors soția înapoi și a zis, nu ne mai despărțim. Că m-am gândit eu în mintea mea, cine a lucrat la mintea soției? Stăpânul Universului, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, care are toată puterea în cer și pe pământ. Și zice, nu ne mai despărțim, rămânem împreună, ca să crește totuși pe David, copilașul care îi pusese numele de David în lume. Și vreau să vă zic că mi-a spus așa, tu mergi pe calea ta cu pocăinții și eu cu ortodoxii, dar niciodată nu o să vin la voi și niciodată nu o să mă pocăiesc. Asta este mintea omului. Dar Dumnezeu are metode speciale de a stimula omul ca să vină la pocăință, slăvit să fie numele. Mai departe am continuat și am făcut imediat botezul 19 aprilie la Elim. În 2009 am intrat în apă cu aproximativ 100 de frați, ne-am botezat. Mai apoi, durerile continuau și mai departe, și mai departe, și credeam că este doar o hernie de disc. După ce am făcut botezul la câteva luni de zile, 4 august 2009, un frate, doctor, mi-a recomandat să mă duc să fac un film. Căci durerile erau prea insuportabile să fie doar o hernie de disc. Nu puteam să calc pe piciorul drept, stătusem pe la pat cam un an și ceva, mă ridicam doar din când în când și șchiopătam, nu puteam să țin nici copilul în brațe, deși avea doar câteva kilograme. Și astăzi spun, ce mare har este să mergi pe viitoare pe picioarele tale. Slăvit să fie Domnul! Ce mare har este să poți să-ți miști mâinile, să poți să vezi, slăvit să fie Dumnezeu. Mai departe, după ce am făcut acest film, în ziua aceea am primit rezultatul.
am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am plâns mult de tot în ziua aceea. Și m-am pocăit în sac și în cenușă înaintea Domnului, pentru că nu era o hernie de disc. Mi-am dat rezultatul și mi-au spus așa, este o tumoare foarte masivă, care este pe jumătate de coloană vertebrală în jos. Tot șoldul drept este cuprins de tumoare și este mâncat. Bucăți din el lipsesc. Toată zona inghinală până în jos. Mușchii aceștia din piciorul drept erau cuprinși de ganglioni limfatici. Peretele abdominal drept era cu ganglioni limfatici. Fesa dreaptă avea ganglioni limfatici. Vertebrele erau mâncate, erau putrede de acest cancer. În ziua aceea am zis așa. Văd că pe aceste hârtii, Doamne, scrie că să mă duc să consult un medic oncolog, un profesor care să stabilească tipul de tratament pe care trebuie să-l fac. Dar, Doamne, eu știu că Tu ești medic suprem și suveran. Amin. Am auzit despre Tine la biserică, acolo unde sunt și eu, cu copiii Tăi, împreună cu frații, cu surorile, cu preaiubiții, copiii ai Tăi, că Tu vindeci cancerul, că Tu vindeci diabetul. În orice stadiu, la Tine nu există niciun fel de obstacol, de barieră. Astăzi, mă duc în casa Ta și aștept un cuvânt din partea Ta ca să-mi vorbești și mie, pentru că nu sunt pregătit să plec în momentul acesta. În ziua aceea de 4 august 2009, marți, era o seară de rugăciune la Elim, m-am dus acolo și după rugăciune s-a ridicat o soră și a venit la mine și mi-a zis așa. În timpul rugăciunii când ne rugam, a zis Domnul, uite, prin El am să prostăvesc în numele meu de Dumnezeu. Spune așa, mâna mea nu s-a scurtat ca să ajungă la tine și să-ți dea vindecare de plină. Aleluia. Ca semn că eu, Domnul, ți-am vorbit, iată că te voi vindeca și în numele meu vei fi un martor viu al meu pe toată fața pământului pe unde te voi trimite mărit să fie Domnul. Am plecat plin de bucurie acasă. Plin de bucurie și mă bucur și astăzi că văd că lucrarea Duhului Sfânt este liberă în unele biserici acolo unde este lăsat Duhul Sfânt să vorbească Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Acasă, după o lună de zile, după ce am avut această înștiințare din partea lui Dumnezeu, mi-a ieșit un ganglion, cam de mărimea aceasta, în partea șoldului, unde era afectat de tumoare. Ieșind la suprafață, m-a dus să văd ce este la un profesor la spitalul județean, pe care îl cunoșteam foarte bine, mi-a făcut un ecograf. Și mi-a zis, nu este nimica grav. Nu știa de filmele care le făcuse cu ceva timp înainte. Du-te acasă și vii după 2 săptămâni. După 3 zile m-am întors din nou înapoi. Cu dureri insuportabile, de aceea se ajunge până la morfină. Când am văzut, se mărise de 8 ori acel ganglion în doar 3 zile de stat acasă. Când am văzut acest lucru, știa că este o tumoare și a dat seama din experiența pe care avea acest domn profesor în medicină și mi-a spus mâine dimineață pe masa de operație. La ora 7 am fost operat de urgență a doua zi. Locul, când l-a deschis acolo locul bolnav, vasele sanguine erau sparte. Carnea, în loc să fie de culoare rozalie, țesuturile de culoare normală erau putrede, erau de culoare maroniu închis. Bucăți din șoldul drept, din os, erau mâncate, lipseau. A luat o probă pentru biopsie să stabilească exact tipul de cancer. M-a închis la loc și am fost dus sus în salon. Toți veneau acolo de la biserică. Zeci și zeci de frați, de oameni din lume, din lumea aceea de care am făcut parte, toți veneau să mă viziteze și plângeau toți. Și le spuneam, de ce plângeți? Oare n-ați auzit că Stăpânul Cerurilor și al Pământului mi-a vorbit la inimă în adunare și a spus că mă vindecă și mă face un martor al Lui? Slăvit să fie Domnul! Ei credeau ceea ce a spus Domnul Profesor, pentru că i-a chemat pe toți, împreună cu soția mea și a spus, pregătește-te să-ți înmormântezi bărbatul. 3 luni de zile, maxim cu indulgență, este cancer în stadiu terminal, cancer limfatic, metastază, nu avem ce să-i facem. Dacă știam ce avea acest tânăr, nu l-aș fi operat pentru nimic în lume. Dar n-am știut ce are, pentru că nu mi-a arătat filmele. Pregătește-te, asta este viața, îți vei crește copilul mai departe singură. Dar vreau să vă spun doar un singur lucru. Ultimul cuvânt cu privire la viețile noastre, ale voastre și viața mea, îl are Iisus Hristos. Acela care a hotărât când am venit pe pământ și hotărăște, fraților, când vom pleca de pe pământ. Nu este important ce spune omul, este important ce spune Domnul, care are toată puterea cel și mai pământ. Măriți să fie numele Lui. Am fost externat acasă. Limfom non-hodkinian. Vă spun un termen medical pentru cei care cunoașteți, ca să fie mărturia cât mai autentică. Și
Limfom non-hodkinian cu celule mari B, cu grad înalt de malignitate. Cancer limfatic în stadiu terminal. Am fost externat acasă și mi-au dat aceste luni de zile, așa cum am spus, și au venit la mine acasă în vizită oamenii din lumea din care făcusem parte și în care mi-am făcut de cap o viață întreagă. Oamenii aceștia cu bani, influență, au spus, te trimitem în China. 10.000 de kilometri distanță de casă. În capitala Chinei, în Beijing, acolo este o clinică faimoasă, recunoscută în toată lumea, unde cu 80.000 de dolari vei primi vindecare de plină, o grămadă de oameni s-au întors sănătoși acasă. Și am spus așa, vă dau răspunsul într-o zi sau două. Deși n-aveam bani aceștia, au zis ei, nu este nicio problemă cu banii, se rezolvă. Și m-am dus la un grup de rugăciune, unde știam că lucrarea Duhului Sfânt este liberă. Slăvit să fie Domnul și pentru acest lucru. Și acolo am pus jos genunchii, ca să zic cea mai bună școală, să pui genunchii jos înaintea celui preanalt. Și am zis, Doamne, sunt aici, mă vezi? Vorbește. Te rog, spune-mi dacă este voia ta să mă duc în China. Și s-a ridicat un vas de lucru și a zis, da, du-te că eu sunt cu tine. Doar dacă vei avea credință. Este o pantă foarte abruptă, tu o vei urca greu, dar eu voi fi cu tine și la sfârșitul acestei pete îți voi da mâna și vei fi mai mult decât biruitor în numele meu, slăvit să fie Domnul. M-am ridicat, m-am dus la acești oameni și le-am spus că plec. Pot să plec. 30.000 de dolari s-au strâns în prima săptămână, pentru că era lucrarea lui Dumnezeu. Și 50.000 de dolari pe parcursul cât am stat în China. În 27 septembrie 2009, proaspăt operat, șchiopătam, cu ceva durere. Am plecat, am luat drumul către China, despărțindu-mă de prieteni, de soții, de copilași în aeroport la Timișoara și soția mea plângea în hohote cu David în brațe. Știa că niciodată n-o să mă mai vadă. Dar am făcut semn cu mâna prin credință. Și am zis, eu mă întorc acasă, nu singur, cu Domnul Dumnezeul meu, slăvit să fie Domnul.